Bună seara, domnilor, domnișoarelor și domnilor, Vali Bărbulescu și Anisia Gafton alături de voi în această seară, ca de obicei. Draga mea, să-ți povestesc. Ia spune. Am încercat să-mi calc această bluză înainte de emisiune. Și ce s-a întâmplat? Și mi-a sărit fierul de călcat. Uite așa în cap. Invers, uite așa. Invers, cum exact. Așa, și te-a făcut dunga aia. Și mi-a făcut aici o păsărică. O păsărică, da, foarte drăguț. Și am renunțat la călcat și am venit necălcat așa. Da, eu îți spun sincer, și eu am o poveste și un motiv pentru care eu chiar și eu sunt la fel necălcat. Facem împreună trupa Necălcații. Și cum formația sunt... vocală instrumentală Necălcații. Necălcații, pur și simplu mi-a fost lene să o calc. Oh, ce poveste, Dante! Ce mă? Nu credeam că finalul e asta. Ce mă? Era cocoșul curca, nu curca. Știi să calci. Cocoșul curca? Iar vrei cu COVID să mai luăm și la șerpi de la... Nu îmbârligături din astea, știi? Nu, adică ca curca, nu curca. De asta trebuie să mai calci tu ceva. Îți găsim ceva de călcat. Bă, apropo de îmbârligături și de fermă, fără nicio legătură acum, nu vreau să așa. Bă, știi cine e alături de noi în seara asta? Ei, cine? Cine, mă? Cine? Hai, spune-mi cine e cu mine? Cine ne iubește? Gabi este acum cu noi. Gabi Toader! Bună seara! Hey. Ciao, Gabi! Bună seara, nu fiți bagaboți că vă spun mama mea. Exact! Și vă taie pensia! dar uite-mă că s-a ridicat, eu am crezut că stă așa, ai văzut? Eu am crezut că a dormit. A țipit un pic? Păi da, la cum cântăm noi, și lui, mă, mai bine să dorm decât să auzi așa ceva, nu? Eu ajunge și lui, săracul. Da. Gabi, ce faci, cum ești? Omule, te văd pe Skype, că na, acum asta e. Cum e treaba? Ne-am avut pandă mai mult, că veneam pe la voi în vizită. Atât s-a putut. Anisia, te las pe tine să întreb de că ai de să întrebi, sigur ai să întrebi. Ce mai faci tu, măi, Gabi, măi? Cum mai ești? Cum de ești aici cu noi? Hă? Hă? Păi m-am gândit să nu vă las singuri, în primul rând. Așa. Mulțumim frumos, doamne. Mulțumim că te gândi la noi. În primul rând, mi-era dor de tine, Anisia, că nu te-am mai văzut de când eram mici. Băi, și mie mi-este foarte dor de tine, mai ales, știi, când ai plecat și mi-ai zis tu că sunt, nu, de fapt, eu cred că am zis că sunt sirenă, că stau pe lichide. Uh-huh. Așa că m-a întrebat, dar ce faci tu, mă, cu... Uh-huh. Și mi-a dat țuică, măi. Uh-huh. Deci n-am să uit toată, ești fratele meu de țuică, măi, Gabi, măi. Aha. Eu așa ceva n-am să uit niciodată. Eu mă uit la valiera aia, Anisia. Unde? Ce stai, bă, stai, nu e, stai ușor. Stă bine la valiera aia? Da, uite, bine. Stă cum pică. Stă bine. Stă așa într-o parte între ei. Zici că, păi, zici că la o conferință de presă, știi, și dita mea microfonul prins de piept. Da? Nu, e bine. Dacă e bine, nu? Vrei să intri, nu? Hai, intră și paranjează, te rog frumos. Intră. Da. Și tu ești necălcat? Ce, mă? Cu puloverul ăsta intri în emisiune? Băgăm acum publicitate, băgăm ceva, nu-i problemă. Stai așa, Gabi, nu pleca. Stai că... Ia, fii atent. A venit descarcerarea! Da, la pepeni cum se zice? Aia care scot pepenii, care fac pepeni. Pepenari, cum? Pepenari, da. Harbujonari. Harbuzari. Da, bujonari. Mulțumim frumos! Doamne ajută! Să dea Dumnezeu sănătate! Mulțumim frumos, gata! Ne întoarcem, doamne! E foarte de calitate emisiunea, adică cu buget, gata? Da, mă, nu, dar e bine că avem, adică se reglează tot un timp real, tehnic, frumos, elegant. Mai zic cu Gabi, mai întreabă Gabi, de strategii, așa, de nebunii. Gabi, de... care a fost? Mie mi-a plăcut foarte tare când ai fost Moș Crăciun. Mă, și mie mi-a plăcut foarte tare când am fost Moș Crăciun, dar vreau să vă promit un singur lucru. Că nu o să mai fie niciodată. Iau medical. Și nici dacă mai primiți cadouri. Așa. Cred că dacă anul acesta nu o să primească copiii cadouri, e din cauza că Gabi s-a săturat. Nu copii. Voi oameni mari, ăștia golanii. Golanii ăștia mari. Ăștia mari nu mai primesc. Da, ăștia mai mari care aveți divergențe tot timpul și cu care mai cert eu din când în când. Ăștia nu mai primesc ca copiii cu minți, copiii frumoși, copiii. Ăștia nu-s cu minți, am înțeles, ăștia sunt mai. Copiii sunt naivi, mă. Copiii n-au strategii, n-au combinații, n-au. Nu. Și aici o strategie, vorba lui Vali. Scuze, Vali, că vorbeam. De cine îți place? Gabi, de cine crezi că o să câștige? Cine poate, cine mai dă mai devotat, cine e mai ambițios, cine e mai... Știi că aia cu strategiile, cred că v-ați dat și voi seama, că probabil din săptămâna 4-5 strategiile n-au prea mers. Strategia de acasă nu e cu cea din târg. Nu are nicio legătură. Da. Părerea mea că va câștiga cel mai bun dintre ei, nu dintre cei buni, dintre ei. Da?
Pentru că toți mamă, au fost ce diplomat foarte... a fost, mamă, ce mi-a plăcut asta, ești nebun. Blana. E cel mai bun? Serios, toți au fost foarte buni. De la început până la sfârșit, de la primul până la probabil ultimul care va fi, toți au fost foarte buni. Acum, depinde cum ai căzut, să-i spunem cum îmi place mie să-i spun, cum ai căzut la zar. Eu am avut ghinion. Aia zic. Despre asta e vorba. Da, dar cine cade la ghinion la eliminare are noroc în dragoste, băia Anisia. Da, da, dar vă rog că ai văzut. Uite, ce Vali mă iubește. Păi, adică mă iubește. Altfel n-ajunge aici. N-ajunge. Da, măi, da. Uite, cum vezi? Să te remarci altfel dacă rămâneai acolo? Da, nu știu ce. Apropo de asta, știi că în lanțul trofic, acum s-o dau eu în alea inteligente, bă, vezi că întotdeauna a rezistat cine a știut să se adapteze. N-au rezistat animalele cele mai puternice, gen dinozauri, brontozauri. Da, doar cei care sunt mai nenorociți care s-au adaptat. Pac, pac, pac. Vezi? Deci cumva, știi? Oamenii și gândaci. Exact. Are dreptate Gabi cu ce zice. Rezistă cine cine știe de lanțul trofic, ăsta eu știu, dar lanțul Gucci și da. Da. Hai să vedem primul video din această seară. Dăm play primul video și ne întoarcem după aceea cu comentarii. Blană. Te cred că la ce efort am făcut ieri. Eu de mult cred ce. Ia. Mă lasă spatele. Auleu. O durere, da. Te ajut? Da, era plină, era grea, am vrut eu să fac pe Mihai Viteazul. Dar azi, de fapt, doar Moș Crăciun. Ma. Bă, băiatule, împârâie la noada acolo, rău de tot, nu? Ce mi-a venit? Deci asta e groasă, te zici că te-ți bag un cuțit în nos. Mama. Vai de okay. Dar ce s-a oprit? Ce s-a întâmplat? Da, pe asta a fost. A fost momentul cu Gabi. Gabi, cum era durerea? E aia pe care am simțit-o eu acum ceva vreme de zici că-ți bagă unul un cuțit ciop de-asta neascuțit în oase? Cum e durerea? Pe exact aia, Vali. Exact momentul ăla când în orice poziție ai sta, în picioare, în șezut, întins pe spate, simți că primești o, nu știu, eu consider, nu știu, o lamă de cuțit, o consider un, nu știu cum vrei să-i spui, o săgeată, fix în spate, jos, în bazin, în partea de L-uri, la lombar. Te termină. Te termină și culmea e că durerea pleca pe picior. Da, așa se întâmplă, se amorțește până în genunchi. Era ok, era suportabilă pe partea de spate, de mijloc, de lombar. Dar când ajungeam partea de picioare, cu mușchi, cu tot ce însemna, nu vreau, nu doresc nimănui. Sincer, din ce cauză? Aveai o afecțiune mai veche sau pentru că ai căzut de pe scară? Măi, Anisia, e vorba și de o afecțiune mai veche, pentru că n-am avut o meserie de-asta drăguță, că să nu mă las să ridic mai mult de 100 de grame. Am fost nevoit să ridic și probabil 50 de kilograme de unul singur în viața asta, că nu tot timpul aveai pe cineva lângă. Căzătura aia după scară, nu știu dacă pot să pun, aia a fost către coaste, poate că o coastă ar fi dat niște semnale în coloan, dar nu prea puțin, cred, prea puțin că a fost treaba cu căzătura. Clar este de la ridicat, pentru că voi ați plecat și voi nu știți multe. Noi când am rămas 6, am rămas 3 de fapt și acum sunt sincer. Și toți contestatarii mei se ridice mâna sus. Noi am rămas 3. Eu cu Andrei trebuia să cărăm foarte mult. Eu l-am înțeles pe Augustin că se menajează, pentru că și el avea probleme de spate și i-am respectat problema. Da. Numai că am rămas eu la cărat cu Andrei foarte mult și s-a simțit și la mine și la el. Adică, credeți-mă, Andrei, care pentru mine a fost o forță și eu am recunoscut tot timpul că Andrei, dacă ar fi la un duel direct, el are 60% și eu 10% când de arbitru, 1-0, știi ce zic? cam asta ar fi. Deci dacă Andrei, care era o forță și care era obișnuit să ridice și făcea treaba asta la sală ca și sportiv de performanță, lui i-a fost greu. Imaginați-vă mie care mai aveam și un ghiozdan în față de vreo 60 de kg în plus. Măcar, eram pregătit
să plec la școală, dar eram pregătit invers. Dacă era pe spate, bă, dar ai băgat toate rechizitele, băi, băiatule, în ghiozdar, a pus tot să fie pentru 3 trimestre. Magazie de alimente. Școala online, laptopul tot. Magazie de alimente. Dacă era cumva pe spate, era mai bine, știi, că făceam exact un balans. Anisia, tu ce afecțiune ai? Și tu văd că ești pregătită în față, adică... Nu chiar pregătită. E foarte, uite, ăsta e cadrul mișto. Da, acum, dar ajută. Te doare ceva? Nu, mă doare sufletul, că nu am pieptul și sufletul mai mare, dar se poate rezolva asta cu ajutorul unui doctor. Cât mă mai mare, mă, mai Doamne, să fie ca lumea să se vadă, că astea sunt naturale ale mele. Eu mi-aș dori mai, așa, mai, știi? E bine de mai mult. Okay. E loc de mai bine. Okay. Bă, ce cum sunt femeile astea, bă, le dă Dumnezeu. Știi cum are părul ondulat, creț frumos? Da. Ea vrea să-și întindă părul. N-am înțeles niciodată. Bă, și alea cu ochii albaștri, ea vrea o căprui, îmi pun lentile. De mine. Deci, ți-a dat Dumnezeu, după ce că i-a tremurat mâna când ți-a dat, a zis, da-ți-i țâțelul gaftor. Hă-ți! Bă, că i-a tremurat. Și-a dat mai mult. I-a tremurat mâna bătrânul. Și ți-a dat, slavă Domnului, nu? Și acum tu ce zici, vrei mai mult? Mai mult. Și ce să zic, în afară de asta, sunt ce afecțiune. Aș vrea mai mulți bani, asta e o afecțiune. Da. Și să-mi fac, să am permis de conducere. A, vrei să-i permis? Da. Hai să dăm play la video următor, că e duelul acum, să vedeți noi duelul. Și comentarii. Care de astăzi pune la bătaie pâine. E o pâine de țară, o pâine proaspătă. A, ce bine arată. Dar putea să vă placă, chiar să combinați cu zacuscă sau cu gem sau cu ce ați produs voi în casă. Și s-ar putea să vă placă și goală. Ce trebuie să faceți pentru asta? Concurenții se vor împărți am trei echipe boală, de câte pâinea două boală, persoane. Știi? Da. Eu mi-l de aici. Cineva goală? Înfermă? În cele goale, urmând traseul. Traseul se face cu un membru al echipei pe post de roabă. Acesta va trage cola prin pai și va căra conținutul din gură în găleata goală. După fiecare tură, concurenții din aceeași echipă se schimbă între ei. Vor câștiga numărul de pâini corespunzătoare cu cantitatea de cola cărată. 3, 2, 1, start! Stânga. Ia uitați-vă lumea. Stânga. Dar cine îl ținea pe Gabi? Elena ajunge prima la pai, poți să poți să pui mâna pe pai dacă vrei. Cine? Viviana? Viviana, vezi că Viviana... Foarte bine până aici. Andrei și Gabi au făcut deja prima tură. Hai să vedem dacă și varsă cola recipient. Stânga. Foarte bine, schimbați. Mai repede vrei? Nu. Bine. Foarte bine și la Augustin cu Elena reușesc să se învârtă și să meargă și repede. Andrei cu Gabi sunt primii care se întorc și au și cola pus acolo. Foarte bine până aici. Ia să vedem cât de rapid sunt mai departe. Și acum oprim duelul, nu știm cine a câștigat. Cred că era bună la asta. Bă, dar mi-a plăcut, zici că era Varan, n-ai văzut pe Stoica? Tac, 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 așa merge. A, știi pe de ce afecțiune? Fii atent, mai am o afecțiune, se numește Duhul lui Aladin. Duhul lui Aladin? Da, cum aud că se, nu, cum se aud că se scoate un dop. De la sticlă sunt și eu acolo. Da, asta e afecțiunea. Dar cred că era bună la proba asta cu lampa lui Aladin, cu frecatul. Da. pot să mă consider. Sincer, mă, ce să fac, mă, n-ai. Bă, mie mi-a plăcut în fermă cu Gabi, pe bune. Deci, tu nu struiești lampa lui Aladin. La cum a fost Gabi de a lua pe toți, le-a dat, le-a luat, le-a făcut, le-a... Bă, cred că m-aș fi potrivit, cred că l-aș fi îndemnat. Gabi, zi-mi așa, că eu sunt foarte curios. Când a fost momentul ăla când tu ai explodat și ai început să le zici la toți? Bă, ia de aici, bag acolo, iau acolo. Ce a declanșat chestia asta? Măi, n-a fost doar un moment, au fost două. Așa. În perioada în care eu am stat în fermă. A fost un moment atunci când noi am devenit fermieri și cumva un cumul de factori. Uh-huh. Lipsa celor de acasă, lipsa mâncării, a bunăstării, trăit în pădure. Toate condițiile ostile, de fapt. În momentul în care tu intri și toată lumea te privește ca și cum ce caută și ăștia aici din nou, deși noi am trimis acasă. Știi, asta e un cumul de factori. Și pe perioada mandatului în care noi am fost fermier șef, că am fost doi, eu cu prietena Giulica, așa, pe care o respect și căreia i-am spus și în față, băi, ce a fost, a fost. Ok. Așa. Ce, cum era? Ce se întâmplă la Vegas, rămâne la Vegas, nu? Exact. Ce e înfermă, rămâne înfermă. Exact. A fost un moment de răbufnire pentru că eu la un moment dat, ea a zis la un moment dat că m-am comportat ca un soț de la, cum spunea ea, un soț care, cicălitor.
Nu mă băga pe mine la cicălitori, că te iau și pe tine acum. Un sos din ăla care, după ce o bate... Cu un sos gelos sau ceva de genul. Uh-huh. Păi, eu încercam să dezleg un rebus acum, integrame. Rebusurile, că n-avem timp de rebusuri, că ne bate oamenii ăștia. Ideea este în felul următor. Aia a fost primul episod, de fapt, când eu am răbufnit. Și... Okay. Pe o parte, să spunem că am resimțit toți factorii negativi sau toate lipsurile din pe care le aveam în fermă și tot cotidianul la care eram obișnuit, inclusiv confortul care era obișnuit. Eu chiar dacă pot să dorm și pe o scândură, ca să înțelegi, în momentul în care am ajuns pe o scândură, m-a luat capul. Deci primul lucru, am vrut să bat pe cineva, ca să înțelegi, în seara aia. Și n-aveam decât pe Giulia, deci nu puteam să o bat, așa că am ținut în mine. Și a mai urmat, și a mai urmat, și a mai urmat, și a fost un cumul de factori, o adunătură de asta, o încărcătură de asta emoțională. Am ajuns în fermă, oamenii ne-au primit cu brațele foarte deschise. Foarte deschise, da. Am trăit și eu anul trecut chestia asta, când am intrat cu bandiții în fermă și la fel. Bine ați venit! Când plecați, vă reține ceva să nu plecați? Da, poate voi aveți treabă și noi vă reținem. Bă, asta, scuză-mă puțin, tu ai ceva roz în spate, Gabi. Ce e în roz? Că văd ceva roz în spate. Uite ce drăguț. Ia uite, mă. Mickey Mouse. Nu înțelegeam ce vedeam acolo, ceva roz. Ia uitați-vă, lume. Ia uite cum e el așa, dar ce peisaj, el mare așa, știi? Bravo. Și în spate Mickey Mouse. Ok, gata, am lămurit-o, că nu înțelegeam ce e roz în spate. Te credem pe cuvânt. Mersi frumos, că am elucidat. Ce drăguț, dar ce decor, așa e el, știi, dur, dar de fapt are suflet de copil. Da, nu te aștepți, da? Nu te aștepți la... Nu, ăștia sunt prietenii noștri de acasă, okay. Ne plac acasă Mickey și Minnie, suntem fani. Da, și al doilea episod a fost momentul ăla pe care îl știți cu toții, cu acele vorbe nu prea ortodoxe adresate Elenei. Uh-huh. Care tot la fel au venit după, să spunem, vreo 4 săptămâni în care eram cam sătul de muncit, strâns, curățat după toată lumea, doar 3 oameni. Da, a fost și, știi tu, ce trebuie. Da, da. Putem să negăm asta. Vișinată. Așa. A fost de toate, au fost de toate. Da, acum, după cum vorbești, eu cred că cumva regreți ce s-a întâmplat cu Elena, dacă mă întreb, adică... Mai de regretat am regretat cu vârf și îndesat treaba asta, să spun sincer. Okay. Asta pentru că, da, poate că la momentul ăla nu trebuia să reacționez așa, dar în momentul ăla, să țineți minte, oricine ar fi fost probabil în locul meu, după o hăituială normală, venită în urma altor fapte din trecut, iarăși aveam presiune foarte mare. A fost o răbufnire, de fapt. Da. Eram nervos, eram nemâncați. Și băuți, da, dar nemâncați. Nici nu știu ce să spun, nu știu ce aveam și ce n-aveam, ca să pot să zic că am fost în perfectă deplinătatea facultăților mentale sau mentale, cum s-o spune, voi știți treaba asta. Era aia cu ia punct și virgulă, pune-le tu unde trebuie, că eu nu știu unde trebuie să merg. Exact. Merg amândouă, hai. Toate la sfârșit, virgulă, virgulă, virgulă. Da, băi, era logic. Iarăși, repet, veneam după ea o perioadă destul de lungă, în care s-a acumulat seriar foarte mulți factori și da, sunt impulsiv, recunosc, eu sunt foarte impulsiv. Adică eu sunt omul asta poate să fie un lucru bun, să știi, că nu țin în interior, că ăștia care de obicei care țin interior, Doamne ferește, fac vreo boală, mai fac vreo târziu, de-aia, le apar bube. Răbufnesc și când răbufnesc. Și mai ales chiar fetele a spus despre Gabi că el a fost foarte ok cu ele, le-a ajutat acolo, mai ales la bandiți. A fost chiar făcea treaba și al lor. A fost foarte drăguț. Fiți atenți ce vreau să vă arăt acum. Vreau să vă arăt un moment care, na, eu cred că e unul dintre cele mai, să spunem așa, tragice, la propriu, momente din ferma Orășeni versus Seten. Video, play! Hai! 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 Hai!
Stai un pic, stai un pic. Vai de mine. N-a convinge-l tu să bea apă, dar du-te pe partea asta. Îți dau bără. Așteaptă și așteaptă. Nu te mai... Un pic măcar să-și umezească. Scoate-m, scoate-m. Stai puțin. Mamă, deci mă doare pe mine numai că mă uit. Am... Nu pot să-ți arăt picior. Nu, ai gaz, a blocat. Asta e. Asta e. I-am ținut și de spate și de picior, știi? Stai relaxat. Ce-i piciorul ăla, mă doare rău. I-a morțit. Ăla i-a morțit. Mama mia, mama mia. Băi, deci cred că ferma asta vine nu știu cât, de câte ori salvare. Nu? Da. Salvarea era acasă-le. Când am auzit salvarea, acum 5 ani de zile, fix din locul ăsta, tot cu salvarea am plecat și eu. Nu e un sentiment tocmai plăcut. Cum, Gabi, nu trebuie să fii încăpață Nadia. Când o să vină să zică cu tare, cu tare, tu faci în tocmai, da? Nu, sunt de acord, n-am ce să fac. Deci îmi pare rău. Mai mult de un an calmat nu-i pot face, dar dacă deja a primit un calmant și nu... Aveți grijă. Ai forță, băiatul. Succes. Forță. Ai grijă și pare rău. Succes. De data asta să nu mai pleci. Uite, mă, că aș trebui să zic că îmi pare rău. Să mori. Cu durerea... Da. Cu durerea... Cu durerea am spus la toată lumea, îmi pare rău. Da, foarte mișto. Chiar dacă te durea spatele, ai zis și... Te bârfeam, băi, Gabi, că cu toate că erai mort rupt acolo, tu ai avut puterea și... Ai zis și îmi pare rău, mă, scuzați, asumarea să zici că îți pare rău. Mare lucru. Foarte bine, foarte frumos. E ultimul lucru la care poți să te gândești să spui iartă-mă sau îmi pare rău, nu știu ce, când te doare spatele. Cum? Acum nici nu o să mai întreb cum a fost, că s-a văzut în imagini că te-a rupt, te-a spart criza aia. Ce a fost? O criză de sciatic sau de... Hernie de disc sau? Nu, am două fracturi L4 și L5. Astea sunt vertebre, nu? Sau ce? Da, inelele de jos, lombar. Nu mă întreba că atât okay. Atât de bine mă pricep la treaba asta și un singur lucru am ținut minte că mai mult de 100 de grame. Nu, mai mult de 100 de grame să nu mai car. Tratament. Nu e de joacă, chiar nu e de joacă cu asta. Adică, Doamne ferește, poți să rămâi în căruț. Da, da, așa e. Da, eu mai am de făcut niște RMN-uri. Da, o să le fac după ce termin toată perioada asta de recuperare. Ai stat în spital ceva vreme după fermă? A fugit de spital. Ok. Ok, a fugit rebel din spital. Până la capăt. Da. A jurat asistentele și a fugit. Da. Te rog să spunem. Bun asta. De ce ai mai întrebat? Nu. Tu spune de ce m-ai întrebat, că-ți pare curios. Ți-a șoptit o păsărică că a fugit din spital, nu? Mă gândeam eu dacă ai făcut-o nefăcută, știi? Na. Ok. Nu sunt omul să-l ții pe pat, să-l ții pe legat de pat, nu, n-ai cum, nu. Crede-mă și fără picioare și tot cred că mă tărăsc acolo unde am de făcut ceva. Okay. Sau îmi găsesc eu ceva. Doamne ferește. Și acum să ne înțelegem, nu e dureros, e foarte dureros. Și n-aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Eu nu mi-am simțit picioarele, mai ales piciorul stâng, nu l-am simțit mai bine de ore. Asta și am reușit să-l resimt sau să-mi revină simțurile piciorului sau cum se numește. Abia după 9 ore, după ce am primit parcă adrenalină, nu mai știu câte miligrame, parcă hidrocortizon nu știu cât, încă nu știu ce calmante, încă nu știu, e o fișă foarte complexă. Am avut noroc de niște oameni la spital la Târgoviște, la județean, să le dea Dumnezeu sănătate multă tuturor medicilor și medicilor de gardă care erau prezenți și de ortopedie și în camera de gardă și sus în neurochirurgie și așa mai departe, că absolut toată lumea, vreau să spun, inclusiv, cred că mai mult de jumătate din echipa noastră de fermă și din echipa din PRO a fost lângă mine în seara aia, în noaptea aia. Inclusiv colegii de la ambulanța privată care au venit într-un suflet și nu știau cum să mai ajungă mai repede și ei și așa mai departe și transferul către București. Dar recunosc că am ieșit din spital și am fugit. Undeva pe la vreo 12 noaptea, 11. Am simțit eu piciorul și am luat-o așa. Dar dacă vă spun după ce am fugit... Și ce ai făcut? Te-ai dus pe alergă? Te-ai dus să faci jogging? După periuță, ce? Nu,
după cine sau cum era, după așa. După cine, pe cine, de fapt, pe cine căutam eu prin parcarea Spitalului Județean de la Târgoviște. Eu cred că ție îți spune ceva Anisia și cred că și ție Vali. Pe cine prindeam eu și îl devalizam de țigări când îl prindea pe fermă? Pe... Stai că aici o ghicitoare. Pe marinarul, nu știu. Nu pe marinarul, nu, săracul, nu, că n-avea voie și mânca omor de la alt, știi ce zic? Da. Nu, exista o singură persoană pe care eu o hăituiam, era Silvian. Silvian, haide. Ok. Da. Buze. Pentru da, noi da, toți da, prietenii. Exact. Foarte frumos. Și vreau să-ți imaginează-ți pe Gabi Toader, care era de la ora, cred că 13-14 în camera de gardă, undeva pe la 23-30-24, ieșind așa cu un picior tărâș după el și striga prin curtea spitalului din Dumnezeu. Buze! Buze, bă, dă o țigare! Botox nu se pune aici, se pune în altă parte. Asta e clinică, nu e clinică. Băi, Gabi, de estetică. Noi să știi că suntem bucuroși și eu și Anisia într-un gând comun, da. Așa. Noi suntem bucuroși, așa, în primul rând, că ai fost un bărbat cu bune și cu rele, un bărbat asumat. Da. Gen, bă, asta ai simțit, asta ai zis, asta ai simțit, asta ai făcut. Ceea ce contează foarte mult într-un show de genul ăsta, pentru că e un reality show, de fapt, nu e un teatru, nu e un film. E unde te duci și arăți cum ești tu, de fapt. Cu bune, cu rele. Să ridice mâna ăla care să arunce cu piatra, cum să zice. Ăla care căruia nu i-a venit să înjure, căruia nu i-a venit să ia pe cineva la bătaie și așa mai departe. Și mai important că la sfârșit, dacă, se spune, a făcut o boacă sau a deranjat pe cineva, a știut să-și spună, iertare, știu să spună și că îi pare rău. Gabi, îți mulțumim frumos pentru prezență în această seară. Baftă multă, ai grijă cu sănătatea și ne mai vedem, sigur ne mai vedem, pentru că urmează și ne apropiem de o finală unde va fi un super extra mega show. Mersi. Da. Frumos, Gabi. Numai bine. Mulțumim, Gabi, te pup și ne mai vedem noi. Ciao. Tu tot ce speri. Cu drag. Tu tot speri la o băută cu Gabi, băi Anisia. Dar nu, băi, vreau, adică am și vorbit, numai că s-a întâmplat că să fie pandemia asta. Așa. Și n-am mai reușit. Tot sper tu chiar, să... Deci chiar trebuia, chiar a organizat Gabi și uite, s-a întâmplat, okay, să nu e. Lasă-mă posibil. Lasă-mă că vin vremuri mai bune, nu-i problemă. Dragilor, ne vedem și mâine seară și poi vine și restul mâine. Și mai călcați, mai țiplă, mai la dungă. Da, nu, fără astea necălcate așa, da, după an. Zici că suntem stafide, știi așa. Atâta s-a putut. Da. Mulțumim frumos! Ciao! Numai bine! Ciao!